Semnătura de astăzi este punctul terminus a unui negocieri care a durat ceva timp, nu? Nu, este doar un moment, o etapă, etapa cea mai importantă, să spun, pentru că astăzi s-a semnat contractul de finanțare. Astăzi s-au obținut banii necesari reabilitării Spitalului Municipal Medgidia, care are urgent nevoie de reparații capitale, are nevoie urgent de schimbarea centralei termice, ce vizează în acest proiect, inclusiv schimbarea acestei centrale, are urgent nevoie de schimbarea lifturilor din Spitalul Municipal Medgidia, care sunt de pe vremea, de la începutul construcției, deci din 1968. Spitalul Municipal Medgidia va arăta impecabil după implementarea acestui proiect și asta după ce integrat ambulatoriu acum o săptămână au început lucrările sau am predat amplasamentul pentru începerea lucrărilor pentru reabilitarea ambulatorului, este în plină desfășurare licitația de achiziție a aparaturii medicale pentru dotarea spitalului, deci la momentul implementării tuturor proiectelor, Spitalul Municipal Medgidia, eu zic că va rivaliza cu multe spitale din România. Cu mult sperăm să depășim spitalele din județul Constanța. A fost ceva întârzieri, dar nu vis-a-vis de acest proiect, de întreg procesul de evaluare a proiectelor, pentru că au fost ceva întârzieri pe partea de selectare firmă de evaluatori independenți, dar în final am ajuns în acest moment la care ne putem bucura de această semnare de contract. Undeva la 4 milioane de euro, 16 milioane de lei. Este un deviz acolo și durata lucrărilor? Și... Da, nu am aceste informații aici. Într-adevăr, e un proiect mai amplu, care are 20 ceva de luni după semnarea contractului de finanțare. Și, bineînțeles, există o documentație tehnică, un deviz, un calendar de activități, sunt toate detaliile în cadrul documentației de contractare. Să urmăriți calendarul lucrărilor? Cu siguranță, Agenția pentru Dezvoltare Regională, în calitate de organism intermediar, are această atribuție de a monitoriza în implementare și de a verifica cheltuielile efectuate de beneficiar. În acest proiect, după cum știți, se schimbă centrala termică, adică se reabilitează de la zero, inclusiv centrală, inclusiv clădire. Adică e ceva extraordinar, este o mare realizare a noastră și a dumneavoastră, a comunității. În acest proiect ar trebui să ne bucurăm toți. Nu în ultimul rând, lifturile. Și, deci se schimbă casa scării cu tot cu lifturi, deci lifturi noi care sunt extraordinar de scumpe. Nu putem uita subsolul și acoperișul, deci se reabilitează subsolul și acoperișul, ceea ce pentru o clădire din 67 este extraordinar. Vă dați seama cam ce conducte avem noi prin subsol și infrastructura de incendiu care este tot din 67 și trebuie sunt niște reglementări speciale cu partea de țevăraie care trebuie să fie de o anumită grosime și ele sunt și foarte scumpe, nu mai spunem de robinezi, de hidranți. Neapărat necesar acest proiect să-l ducem la capăt. Sunt bani care vin în comunitate, sunt bani pe care spitalul nu i-ar fi avut ca să facă această reabilitare. Vă dați seama, numai să schimbi 6 lifturi la cam cât ar costa.